Doamna senator, de ce este PSD aproape de oameni, aici la Ciocănești? Este vorba de a fi doar Partidul Social-Democrat alături de oameni. În primul rând este vorba de fiecare om individual, de a nu uita că este om și, bineînțeles, să fie apropiat de semenii. Într-adevăr, în cadrul centrului, noi nu suntem prima oară prezenți, am mai fost și în alte dăți și domnul ministru, Daia, și anul trecut a fost mesager al acestui cămin, în sensul că a trimis pachete atât alimentare cât și materiale, mă refer la cei ciorapi de lână, pe care ați văzut că îi purtau bătrânii și anul acesta în picioare. Și cred că până la urmă te încarci de energie și mai ales poți să culegi din tot ceea ce vezi anumite acțiuni pe care tu poți să le aplici și să fii cu un zâmbet pentru fiecare bătrân. Într-adevăr, de fiecare dată când ajung aici, pot spune că devin emoționată. Emoționată în sensul că nu e ușor să vezi așa ceva și nu e ușor să poți găsi puterea să revii de fiecare dată. Eu am observat aici, în acest cămin, că există condiții. Am observat că, într-adevăr, aceste persoane beneficiază de un personal de specialitate. În prima fază, când eu am ajuns aici, mă gândeam că poate că eu observ anumite persoane cu dizabilități sau anumite persoane care au fost abandonate de către copii, de către rude, de către vecini. Nu este așa. Din ce am văzut, mi-am dat seama că aici noi găsim un centru de specialitate, de un tratament de specialitate pe care ei pot să beneficieze atunci când, într-adevăr, există probleme de acest gen. Ceea ce înseamnă că oricine dintre noi are o rudă care, de-a lungul timpului, să spunem așa, suferă de anumite afecțiuni, cu siguranță aici se regăsește în a beneficia de, de o pregătire de specialitate. De asemenea, în afară de căldura cu care am fost primită, de personalul de aici, și aici mă refer la faptul că eu am stat de vorbă cu aproape fiecare bătrân și bineînțeles că am observat că, într-adevăr, aici există o familie, aici noi nu vorbim de un management, noi aici vorbim efectiv de o familie, o familie ce îngrijește alte familii, ce sunt aici îngrijite. Am cunoscut persoane ce stau în acest centru de peste 30 de ani, asta înseamnă aproape viața de om. Într-adevăr, am stat de vorbă aproape individual cu fiecare și am observat că poate, la prima vedere, nu le-ar lipsi nimic. Poate că au deschiderea către tot ce înseamnă umanitate. Însă, mi-am dat seama și am trăit pe propria piele, văzând și mai ales discutând cu fiecare dintre ei, faptul că ce le lipsește cu adevărat este faptul că nu-și doresc să fie uitați de societate. Și aici am să vă explic și de ce spun lucrul acesta. Și îl argumentez și îl și subliniez. Acești oameni au trudit, acești oameni au lucrat, au oferit societății, au fost capacități, să spunem așa, pentru că ați văzut că erau profesori, erau cadre medicale aici, bineînțeles, și oameni din diferite pături sociale care au trudit pentru această societate. Este foarte greu să accept să fii uitat de societate. Ceea ce noi am făcut astăzi, pentru acțiune de voluntariat, prin prezența noastră aici, le-am demonstrat încă o dată atenție, pentru că oamenii aceștia atât au nevoie de o atenție, de o atenție care să înțeleagă că atunci când au dat tot ce au putut pentru societate, societatea nu i-a neglijat. De fiecare dată a fost alături, sau cel puțin, și-a amintit de ceea ce au făcut ei în viață. Noi aici nu suntem în calitate de parlamentar. Domnul ministru nu a venit în calitate de ministru. Este o acțiune de voluntariat a unor oameni cu inimă, a unor oameni care sunt umani și doresc să ofere o atenție persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumesc!